oferta binelui sau răului sunt porniri din interior ce le-am moștenit sau factori din exterior? Aceasta ar fi prima întrebare. Da, conform epistolei către romani, sunt instalate acestea. Am fost foarte surprins să văd pe sala universității la Oxford un articol care a fost scris despre cercetările unor profesori de la UC San Diego, Universitatea din San Diego, unde era și fiica mea studentă. Și repede i-am scris, băi fată, zic, vezi că un profesor al vostru a scris un articol cutremurător și a zis că omul are instalație a credinței în Dumnezeu, se naște cu instalația aceasta în el și instalația aceasta are ca una dintre funcții este deosebirea între bine și rău. Dar aceasta nu este posibilă decât dacă există un reper. Fără un reper, deja intrăm în acest fel de gândire care este contemporan. Asta e bine pentru mine, dar nu e bine, e binele ce cred eu că e bine și așa mai departe. Relativismul. Când vă mărturisesc, am fost foarte plăcut impresionat. Am zis că în generația noastră au întâmplat niște chestii tari de tot, de la recunoașterea Big Bang-ului până la fine-tuning și până la recunoașterea instalației acesteia care este în ființa umană. Mă gândesc așa, dacă mă nășteam undeva fără niciun fel de legătură cu nimeni, eu cred că printre primele lucruri pe care le-ar fi produs ființa mea, ci fost să-și dea seama de realitatea a ceea ce este dincolo de mine. Să nu mă consider pe mine a fi un univers închis și asta e tot, ci dincolo de mine. Așa că binele și răul este instalat în noi, în interior, dar se relaționează după cum ne relaționăm la Steaua Nordului sau la Soare sau la câmpul magnetic, se relaționează în exterior. Mulțumesc. Mă grăbesc, Costi, că vreau să ne încadrăm cu întrebările. Adevărat. Vezi, dacă am logoree, să-mi faci un semn ceva. Așa, discret. Discret, să nu ne vadă nimeni. Da. Să nu ne vadă nimeni, exact. Felix zice așa. Am auzit că ați fost condamnat la închisoare din cauza credinței dumneavoastră. Câți ani ați executat și care a fost momentul când l-ați simțit pe Dumnezeu cel mai aproape în timpul detenției? Mi-e și rușine să mă număr printre oamenii ăștia care au fost în închisoare pentru credință. M-au pus să scriu niște articole. Doamne, nu mă încadrez eu cu oamenii ăștia care au stat 20 de ani la canal sau la... Eu am fost într-o incursiune, aș spune, prin închisoare. 6 luni am petrecut. Într-adevăr că au fost foarte concentrate aceste 6 luni. Și dacă te gândești bine, noi râdeam acolo în închisoare pentru că fiecare deținut era acolo pentru credință, inclusiv hoțul a crezut că nu-l prinde. Și eu eram acolo pentru că am crezut că pot să distribui cărți, pentru cărți am fost luat, pentru o geantă cu Biblii. Și mi s-a oferit posibilitatea evitării închisorii și torturii, bătăilor pe care le-am suferit. Într-o singură zi am fost bătut de la 9 dimineața până la 6 seara. Cu odihna bătușului, bineînțeles, și cu pauză de masă, iar cum pentru mine cu sângele usca pe mine că n-am avut, nu mi-au dat nicio picătură de apă. Am fost în situația aceasta și mi-au cerut să spun numele persoanei care mi-a dat geanta cu Biblia. A spus, dom'le, dacă spui numele ăsta, pleci acasă în clipa asta. Și am spus că nu pot, zic, dacă spun numele ăsta, plec în închisoare, nu plec acasă, că eu am o conștiință atât de proastă, încât eu nu mai are rost să trăiesc în momentul când știu că acolo suferă cineva din cauza că i-am dat eu numele acolo. Și n-am dat numele acesta. N-am mințit, n-am spus că nu știu cine mi le-a dat. Unul în colț de stradă cu o șapcă pe oi, cu o țigară în gură, mi-a pasat un pachet. N-am spus chestia aceasta. Și am spus, e clar, știu cine, știu de unde, dar îmi cer iertare că voi respecta textul pe care l-a spus Iisus. Luați-mă pe mine, dar lăsați-i pe ceilalți să meargă. Și a fost o suferință teribilă. Am fost 90 de zile la împometare din cauza că am refuzat să lucrez în sabat. Am fost sub o observație extrem de strânsă. Am fost între amenințări, între nenorociri. Dacă mă întrebați care a fost cea mai înaltă și fierbinte manifestare a prezenței lui Dumnezeu, a fost transformarea inimii celui mai temut om din închisoare, pe care tremurau oamenii când i-auzeau numele. Omul acesta mi-a devenit prieten și mi-a spus, citez,
De astăzi înainte, eu o să fiu protectorul tău, eu o să te păzesc pe tine, de azi înainte. Și încercam să traduc cuvântul ăsta în contextul penal acolo în care eram noi, dar și nu venea să cred ce aud. Dar a fost sincer cu mine, a fost adevărat, mi-a strecurat câte o bucată de pâine în buzunar când și când. I-am mai făcut compuneri și exerciții și probleme de matematică pentru fiul său acasă, când și când, așa aveam schimbul acesta frumos. Și mi-a dat ocazia acest om cu risc mare de tot, sub acoperirea, am spălat dușumele din astea, holuri, camere, am spălat cu cârpe și cu apă ca să pot predica Evanghelia în camerele acestea, oriunde intram. Se știa cine sunt și de ce sunt acolo. Și atunci eram întrebat și țâșneau printre ei copii de pastori, soțul unei doamne adventiste, a cărui mână a fost tăiată noaptea precedentă la o mașină când făceau lăzi acolo la schimbul de noapte. Și e o istorie lungă. Am scris câteva pagini și le-am trimis unui profesor de la o universitate de mare prestigiu aici în Statele Unite și dânsul le-a tradus și le-a prezentat familiei lui. Și mi-a spus, zice, familia mea nu mai este aceeași din ziua când noi am citit lucrurile acestea. Dar în ele am căutat să identificăm urma pașilor lui Dumnezeu. Și mulțumesc mult că m-ai întrebat de chestia asta, că după urma pașilor lui Dumnezeu suntem pe pământul acesta. Mă opresc aici că dacă înseamnă că da. În ce an a fost dumneavoastră închis? Și să trecem mai departe. 80, în anii 80. În anii 80. Da. Următoarea întrebare de ce, vine de la Lavorica. De ce l-a mințit omul din Betel pe profetul lui Iuda? Păi, cum să fac să da, am să spun așa mai pe ocolite puțin, dar voi mă prindeți. Am întrebat pe cineva cu privire la unele situații negative din viață. De ce au avut loc aceste lucruri? Pentru că nu mă știu să fi fost în sufletul meu cel care am fost proiectat în afară sau în mintea cuiva. Și domnul pe care l-am întrebat, un domn cu autoritate, mi-a spus, zice, ai spus prea multe experiențe misionare, trebuia să spui mai puține. Și mi-am dat seama că, de fapt, astfel de lucruri, Eu sunt un fel de cuțit cu două tăișuri. Și omul din Betel a fost mânat de această cumplită mândrie, care e un cancer al sufletului, dar e în forma cea mai groaznică în domeniul spiritual. Când e pe stradă sau asta, e pur și simplu copilărie, dar când e în domeniul spiritual, este demonic. Și atunci, pe baza acestui simțământ al lui de competiție, de jignirea imaginii e mult mai complexă. Pe baza aceasta nu s-a dat înapoi de la nicio crimă, ceea ce s-a și întâmplat. Însă lucrul ăsta nu s-a petrecut fără cooperarea tânărului proroc. Dacă acesta nu cumpăra ce i s-a vândut, nu se întâmpla nimic din cele. Dacă el cumpăra de la Domnul, cum zice, cumpără de la mine, nu cumpăra de la omul ăsta, că ăsta are altă agendă, omul acesta. Dacă asculta cuvântul acesta până la capăt, ascultat-l până la vreme, dar nu până la capăt, ar fi fost bine. Mulțumesc. Mergem la următoarea întrebare. Aceasta vine de la George. De ce uneori am impresia că ascultarea de Dumnezeu îmi îngrădește libertatea și fericirea? Este bine zis. Când eu am devenit creștin, eram parte dintr-un gang de vreo, așa să zicem, 7-9 băieți, pe nedrept numiți băieți. Trebuia să fim numiți altfel, cum mama când îi vedea la poartă îmi spunea, zice, vezi că a venit haita și te așteaptă. Și mă veneau băieți. Și mama așa avea termenul ăsta. Și, ce să spun, avem această înclinație noi, că în clipa în care am devenit creștini, ei mi-au oferit o țigară pe care am refuzat-o și m-au scuipat, m-au îmbrâncit. Din clipa aceea n-am avut voie să mă mai urc în același autobuz cu ei, a trebuit să merg 3 km prin ierburi, prin păduri, ude, iarnă, la o altă șosea de unde luam un alt autobuz. Am fost total repudiat. Iar la invitația mea, veniți și vedeți, ei mi-au spus că nu vor să-și piardă libertatea. Și acum când mă uit în urmă,
jumătate și-a pierdut viața, nu libertatea. Din cauza acestui fapt, am avut o întrebare care s-a dovedit a fi destul de tulburătoare pentru un frate. L-am întrebat, uite, au trecut 50 de ani de atunci și am o întrebare. Ce am pierdut eu că am spus da lui Dumnezeu atunci și ce au câștigat prietenii mei care au spus nu? Și n-a existat răspuns pentru aceasta, fiindcă era de fapt o întrebare retorică pur și simplu și răspunsul era evident. Nu mi-am dat seama că ne audiază un ofițer de poliție din București, era rezemat aproape de noi, a auzit conversația aceasta. Și a declarat imediat către cineva, zice, știu pe ce drum am să merg în viață, zice, la întrebarea asta n-a fost niciun răspuns de dat. Mi-am dat seama, zice, este clar care era răspuns. Da. Cristi, în legătură cu libertatea de alegere, Dumnezeu ne-a creat cu această libertate să alegem între bine și rău? Atunci eu sunt cumva în zona neutră sau în zona binelui sau a răului? Adam a avut de ales între bine și rău sau a ales binele, dar s-a înșelat căci binele acela era de fapt rău? Vezi, noi suntem foarte aproape vecini cu ateii. Suntem, gândim în sistem materialist totdeauna. Ăștia suntem noi. Suntem atei creștini noi, de fapt. Auzi, fii atent, îți recomand acum, după ce încheiem, nu acum, că acum suntem concentrați așa, dar mi-a dat când încheiem, s-a spus cântarea Te aleg mereu. Și atunci tu vei constata că, de fapt, noi nu avem de ales între ceva și ceva, ci între cineva și cineva. Noi nu avem de ales între bine și rău, avem în a-L alege pe Domnul sau a nu-L alege. Asta este tot. Acolo se termină. Primii noștri părinți nu au ales între a mânca sau a nu mânca, ci au ales între Domnul sau a nu-L alege pe Domnul și au recurs la cea de-a doua. Deci, întotdeauna când vorbim de alegere, trebuie să nu avem în vedere ceva, ci pe cineva. Te aleg mereu. Te aleg mereu și când sunt înclinat să nu te aleg, ajută-mă să te aleg în ciuda mea însumi. Mulțumesc, vă încurajez să ne trimiteți întrebări pe parcursul prelegerii. Încă o întrebare în momentul acesta și apoi o să ne rugăm și pastorul Nicu Butoi ne va prezenta ceea ce a pregătit pentru seara aceasta. Este tema care poartă titlul Dreptul de a refuza. Chiar sunt curios dacă avem dreptul ăsta, ce înseamnă el, cum îl putem aplica, dacă avem nevoie de vreun avocat sau o putem face pe cont propriu, ce înseamnă să refuzăm și, în definitiv, pe cine sau ce să refuzăm, vom afla în seara asta, dar nu înainte de a mulțumi acelora care au deschis camerele să ne putem privi în ochi. Contează enorm de mult pentru noi să putem să ne vedem unii pe alții. Este așa reconfortant și prindem și curaj când vedem că suntem ascultați și că există conexiunea asta a privirii. Ultima întrebare înainte de momentul de rugăciune și de predare a sufletului pentru primirea cuvântului pregătit de prietenul pastorul Nicu Butoi. Gabi zice așa, ați afirmat că în clipa când am cerut ceva de la Dumnezeu, trebuie să credem că am și primit și să luăm în stăpânire ceea ce Domnul ne oferă ca răspuns la cererea noastră. În acest caz, stăruința în rugăciune pentru o anumită problemă poate fi considerată ca necredință? Nu, poate fi considerată ca întreținere. Am văzut că la instituție e cineva care lucrează la întreținere și credința, dacă nu mai turn gaz pe foc, se stinge. De aceea îi spunea Pavel lui Timotei și ne spune nou, acum înflăcărează credința. Vezi că moare suflă acolo. Acum noi când eram parte din gang, ne strângeam într-un loc acolo unde jucam cărți întreaga noapte, un jurături cumplite cu uneori violențe grozave și fumam groaznic și în perete era o lampă cu petrol. Și la un moment dat fumul era atât de greu în cameră încât lampa se stingea și unul strigă, băi, deschide ușa că se stinge lampa. Și cum deschideam ușa și intra oxigen, gata, se stingea, se aprindea lampa. Am folosit un exemplu nenorocit, dar el trebuie aplicat în sensul bun. Trebuie să păstrăm întotdeauna flacăra credinței vie. Și când vin la Dumnezeu, nu vin să-L rog pentru că mă îndoiesc că m-a ascultat ieri.
Vin să-l rog să mă ajute să nu mă îndoiesc niciodată de el, care a spus: pe cine vine la mine nu-l voi da afară. Și în 1 Ioan 5:16, text la care face referire de altfel, spune acolo: dacă am cerut ceva după voia lui Dumnezeu, suntem stăpâni pe aceea. Pe unde e, mă, frate? Păi vorbește cu cel ce l-are. Dacă materialistul zice: unde e? Eu cred ce văd. Mă, nici nu știi românește bine. Păi dacă vezi, nu mai ai nevoie să crezi. Înseamnă că nu judești dacă nu vezi, dacă nu înțelegi ce e în fața ta. Dar credința mea nu depinde de a vedea lucrul acesta și de a-l vedea acum, acum sau de a-l vedea așa, ci credința noastră trece dincolo de perdeaua din templu și se ancorează de cineva, nu de ceva. Aici este, noi suntem ancorați în acest cuvânt. Nu sunt surprins dacă un lucru vine într-o formă sau alta, dacă vine acum sau mâine, întâia straja, a doua straja, nu sunt dependent de aceste lucruri, pentru că există o frază de adâncă tulburare sufletească, de mustrare, aș vrea să zic, în Isaia: este ceva de mirat din partea mea. Wow, ia uite-te ce a făcut! Cum să mira un bătrân când a venit cu droaga și cu măgarul la peretul, să vadă el cu ochii lui că auzi că 1000 de oameni sunt în stradă și nu poate să intre în centru cultural acolo și ia să pun eu măgarul la droagă și să mă duc să văd eu care e treaba. Și a venit până acolo și a zis: uite, bă, frate, bă, deci. Noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne ancorăm de undeva mai înalt, și anume de persoana și de cuvântul pe care l-am primit de la ea. Vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Mă bucur că Cristina a ajuns cu bine acasă și totul a fost în regulă. Dumnezeu ne poartă de grijă. Vă invit să ne rugăm, dar nu înainte de a vă arăta un screenshot. Sper eu să reușesc să fac lucrul acesta, să-l vedeți cu toții. Aici este momentul rugăciunii de aseară, pe care ne-am luat-o special, așa cum vă promiteam, un timp generos pentru a ne ruga pentru motivele pe care ni le-ați scris. Vă invităm să ne scrieți mai departe și vă garantăm că după ce se va termina și seara aceasta, noi vom rămâne împreună pentru a mijloci pentru fiecare subiect în parte, ca Dumnezeu să răspundă așa cum știe El mai bine. Așadar, vă invit să ne rugăm scurt înainte de prezentarea cuvântului pregătit prin Duhul Sfânt de pastorul Nicu Butoi. Bunule Tată Ceresc, te rugăm să reverși Duhul Tău cel Sfânt asupra inimii, minții noastre și să pui Tu în gura solului Tău cuvintele pregătite pentru noi. Te-am rugat și îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Aveți cuvântul. Doamne, ai auzit ce a spus omul lui Dumnezeu. A vorbit cu tine, a zis: aveți cuvântul, Doamne. Și spun aceasta pentru că am încredințarea că Dumnezeu este acela care se descoperă prin cuvânt. Fie că unealta este bună sau rea sau bipolară, cum era Balaam, dar Dumnezeu poate să trimită cuvântul lui neîmpiedicat. El face lucrul acesta. Și am credința aceasta că în momentele acestea, când stăm în fața unei astfel de cuvânt, nu trăim o experiență didactică, ci una duhovnicească, și anume Dumnezeu se descoperă în cuvânt nou. Am fost într-o casă și la o mare autoritate din țara noastră se uita la cuprinsul unei cărți care de predicare, și în cartea aceasta erau date toate aspectele, diversele aspecte ale predicării. Și dumnealui a răspuns, a aruncat o singură privire, un screenshot, așa cum ai făcut-o, s-a uitat acolo la cuprins și a zis, zice, nu are valoare în domeniul predicării cartea aceasta, are valoare în domeniul oratoriei, dar nu în domeniul predicării. Predicarea nu este oratorie, ci predicarea este a vorbi sub inspirația Duhului Sfânt. Aceasta este predicare. Și aceasta mi este rugăciunea mea pentru ocazia aceasta, în cadrul celei de-a treia întâlnire noastră cu tema dreptul de a refuza. Suferim foarte mult în viață când nu ne cunoaștem drepturile.
E o problemă destul de serioasă și avem o datorie față de sufletul nostru și față de ființa noastră, cum suntem datori față de copil, să-l îngrijim, să-l păzim. La fel suntem datori față de propria noastră viață, să ne păzim inima de ignoranța aceasta. Nu știi care sunt drepturile, atât în domeniul social și material și fizic, cât și cel, mai ales cel duhovnicesc. Ați observat că în capitolul 1 al Evangheliei după Ioan, a deveni copil al lui Dumnezeu este un drept al tău. Nu ți-l poate nega nici familia, nici biserica, nici societatea, nimeni sub cerul, nici împăratul, nici dictatorul nu ți-l poate nega. Nu ți-l poate nega nici propria ta ființă. Tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul, este un drept acesta. Și nu se poate nimeni așeza între mine și dreptul meu pe care mi l-a dat Dumnezeu. Nu, nimeni nu face lucrul acesta. Acum sunteți la curent cu revoluția aceasta socială în lume pe care a produs-o ideea drepturile omului. Și în drepturile omului au fost scrise mai multe compartimente, dar sigur este o listă cu totul incompletă și de fapt nu prea cuprinde niciunul din marile și adevăratele drepturi. Ce avem noi în lista drepturilor omului, acestea decurg. În Constituția Americană e singura Constituție din lume în care se spune că aceste drepturi decurg din creație. Dumnezeu a dat acest drept ființei umane, inalienabil. Și astăzi o să vorbim despre dreptul de a refuza. Ce să vă zic, în fața voastră stă unul care a suferit saci întregi de neajunsuri în viață din cauza neînțelegerii și netrăirea acestui drept de a refuza. Nu mă refer neapărat la ceva rău. Au fost destule și rele pe care nu le-am refuzat, dar mă refer la faptul că am suferit foarte mult nerefuzând unele lucruri pe care le-am considerat bune, pentru că e bun, nu l-am refuzat. Ce să fac? Dacă e bine, e ceva bun, atunci nu l-am refuzat și mi-am dat seama că, de fapt, nu mi-am exercitat dreptul. De unde a venit asupra mea gândul acesta? Am intrat într-un local aici și să serve ceva de mâncare în așteptarea avionului. Și acolo se vindeau și băuturi alcoolice și erau și meciuri și tot felul de chestii pe ecrane și se vedeau acolo. Și m-am tras într-un colț și când observ că de fapt la raftul acesta cu fel de fel de sticle care erau acolo, despre care am uitat de tinerețea mea, fără niciun fel de excepție până astăzi, dar vă spun ceva, m-a întrebat un polițai, zice, ați băut? Și am spus, zic, ultima dată acum 40 de ani. Știu cine sunteți. Imediat m-a recunoscut. Era noapte când m-a oprit. Și acolo, în localul acesta, am observat pe raftul acesta cu sute de sticle un afiș mare pe care scria, auziți voi, ne rezervăm dreptul să refuzăm pe oricine. Wow! Ne rezervăm dreptul. Dacă era cineva băut să ducea să mai ceară acolo încă o dată, oamenii aceștia își rezervau dreptul să spună nu ție, nu-ți mai dăm nimic. Și sau se opreau acolo. Am luat cuvântul acesta, ne rezervăm dreptul de a refuza, și am cercetat în Scriptură și l-am descoperit acolo, dar sigur pe o altă frecvență, pe un alt plan. Nu o să stăm astăzi să discutăm psihologia sau filozofia, cât avem noi așa mărunțele fără meturi în domeniu cu privire la refuz, ci o să ne ocupăm de un aspect care adesea alunecă, ne scapă printre degete, și anume dreptul de a te refuza pe tine însuți. Suntem atenți când e vorba de propuneri care vin din afară. Dar nu la fel de atenți suntem la propuneri care vin din lăuntru. Revin spunând că Iacov descrie lucrul acesta în cuvinte clare, spunând, descrind de fapt, demontând procesul ispitirii, el spune așa, care om când este ispitit, este atras din lăuntru, nu din afară. Este atras de pofta lui însuși și apoi este momit sau este determinat și trece la acțiune. Întotdeauna, cuvântul lui Dumnezeu ne-a așezat în față oglinda
pentru fiecare acțiune a noastră. Când înveți pe altul, spune cuvântul lui Dumnezeu, ai grijă să te înveți pe tine mai întâi. Este o ordine a operațiilor. Și când vezi bârna din ochiul altuia, atenție la paiul din ochiul tău, mai întâi, ca să poți să faci operația aceasta. Când măsori ceva cuiva în domeniul justiției sau retribuției sau pedepsei, ia bine seama, tu îți măsori ție însuți, nu măsori nimănui, fiindcă aceeași măsură se îndreaptă în egală măsură înapoi spre tine. Nu știu, sunt convins că ați reținut aceste trei lucruri și o să le dezvoltați mai departe, și anume că înainte de orice Biblia, cuvântul lui Dumnezeu și tot ceea ce planul lui Dumnezeu în întregime reprezintă, de fapt, o ofertă. Nu este o obligație, nu este o impoziție, nu ni se impune așa ceva, ci este o ofertă. Și aceasta păstrează ceea ce ne-ai întrebat tu mai devreme, libera alegere a unui om. Și liber nu înseamnă radical liber, adică ci înseamnă om liber să răspunzi lui Dumnezeu și chemării lui. Este o ofertă. Ceea ce noi învățăm cu această ocazie este o ofertă a lui Dumnezeu. Dreptul de a refuza. Putem să exercităm acest drept sau putem să refuzăm să-l exercităm. Ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu în Genesa, în capitolul 1, versetul 26, să facem om după chipul nostru, aceasta nu este o expresie magică, este un magic acolo. Flip-flop, am făcut un om după chipul nostru, ia să vedem cum am făcut un screenshot sau o poză sau ceva și o reproducere. Nu, este o ofertă. Un om fie va primi chipul lui Dumnezeu să-l poarte pe pământ sau nu-l va primi. Este o ofertă aceasta. Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru. Și apoi partea a doua spune să îi dăm stăpânire, control asupra a tot ce este. Dragii mei, sunt scrise munți de cărți cu privire la căutarea rostului vieții. Ce rost avem noi pe pământul acesta? Ce rost avem în universul acesta pe un fir de praf, călătorim și așa mai departe? S-au scris multe. Viktor Frankl scrie cartea aceasta, în căutarea rostului vieții. Omul este în căutarea rostului. Ce rost am eu aici? În momentul în care el descoperă acest rost, atunci îi spune Viktor Frankl, e în stare să sufere sau să facă orice. În foarte scurte cuvinte, rostul nostru a fost enunțat, nu impus, de Dumnezeu. Și anume, să purtăm chipul lui Dumnezeu pe pământ în viața aceasta, indiferent ce facem, unde suntem, unde ne găsim, purtând chipul lui Dumnezeu. Acesta este rostul vieții noastre, fie că purtând chipul lui Dumnezeu. Și aceasta este misiunea unui pastor. M-am bucurat foarte mult, frate Costi, că ai sesizat că cineva dintre noi conduce mașina în timp ce vizionează și n-am să uit că ai purtat de grijă de lucrul acesta. Înseamnă mult pentru noi să vedem că ai observat lucrul ăsta și ai observat și când ai ajuns acasă. Acesta este un lucru mare. Dragii mei, în Galaten 4:19, pastorul Pavel al bisericii acesteia, cel care a întemeiat biserica, observă că membrii bisericii au pierdut chipul lui Iisus. El înțelege că misiunea unui pastor este de a conduce pe oameni să vadă și să primească acest chip al lui în viața lor și el luptă pentru ei și spune, simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Acesta este obiectivul pe care are un slujitor al lui Dumnezeu. De ce este important lucrul acesta și este total, e capital, vreau să spun, definitiv este, din cuvintele Domnului Iisus Hristos. Fiecare om aparține aceluia al cărui chip îl poartă. Aceasta a spus Iisus. Și a răspuns simplu, judecata este pur și simplu o stabilire definitivă pe baza chipului pe care îl porți. Dați-i cezarului pe cei care poartă chipul lui sau diavolului pe cei care poartă chipul lui, dați-i lui Dumnezeu pe cei care poartă chipul lui Dumnezeu. Așa că
lucrul acesta nu este un sport sau așa o ocupație oarecare în viață, ci este definitiv, definitoriu asupra destinului nostru, chipul pe care noi îl purtăm. Stăpânirea la care face referire Cartea Genesei este legată tocmai de purtarea acestui chip. Când ni s-a spus prin creație, omul este are posibilitatea aceasta, opțiunea aceasta, oferta lui Dumnezeu de a purta chipul lui Dumnezeu, a conectat cu ea stăpânirea lumii. Și a spus, prin creație ești făcut stăpân peste această lume. Ești declarat de Dumnezeu. Dar aceasta nu este de asemenea ceva impus. Este ceva propus de Dumnezeu. Pentru că în momentul în care refuzi să porți chipul lui Dumnezeu, nu numai că nu stăpânești lumea, ci lumea te stăpânește pe tine. Aceasta devine robie. Refuzul de a purta chipul lui Dumnezeu devine robie într-o direcție sau alta. Așadar, noi o să reducem cercetarea noastră de suflet de astăzi în special la acest aspect, a avea stăpânirea asupra ta însuți. Nu putem vorbi de a avea stăpânirea asupra lumii, asupra răului, asupra v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Nu putem vorbi de aceasta înainte de a primi în sufletul nostru stăpânirea de sine, libertatea aceasta pe care a promis-o Domnul nostru Iisus Hristos. Toate lucrurile acestea, luate pe fir și mergând la izvor, depind de purtarea chipului lui Dumnezeu în viața noastră. Se vorbește de mediu astăzi, se vorbește de mișcări politice, de războaie, de nenorociri și se încearcă rezolvare de mii de ani. Dar este o ecuație simplă, mai simplă decât al lui Einstein, este o ecuație simplă spusă de Iisus. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și toate eforturile lăudabile ale omenirii de până astăzi n-au putut să ducă omenirea la acel rezultat datorită faptului că lipsește aceasta. Și viața noastră, particulară, individuală, este marcată de eșec datorită aceluiași lucru. Am fost despărțit de Dumnezeu când am luat hotărârea asta. Am fost despărțit de Dumnezeu când am făcut lucrul acesta, când am avut această dorință în sufletul meu. Toate aceste lucruri depind de primirea sau de refuzarea chipului lui Dumnezeu în viață. Lucrul ăsta nu este, de asemenea, este ceva magic, misterios, mistic. Este o lucrare a lui Dumnezeu care e văzută, simțită, trăită de cei din jurul nostru. Ei declară lucrul acesta, că văd urma prezenței lui Dumnezeu. A spus lui Petru, se cunoaște că ai umblat cu el. N-a zis Petru, ia vedeți, se cunoaște că am umblat cu el? Nu, ci ei au spus treaba aceasta. Și ei nu erau prieteni cei care au spus lucrul acesta, dar au fost constrânși de evidență să accepte și să mărturisească faptul că el a umblat cu el. Legat de felul în care noi trebuie să ne desfășurăm viața noastră pe pământul acesta. Trebuie să privim ființa noastră ca fiind fie un aliat, fie un vrăjmaș al nostru. Pavel s-a uitat în inima lui, avem o expresie cu care ne vom întâlni, și a spus, văd în mine dorința de a purta chipul lui Dumnezeu, de a asculta de Dumnezeu, dar văd în mine și o altă lege. Este realist, este cu picioarele pe pământ. Și întreabă, vreau să scap de legea aceasta care mă ține sclav păcatului și morții, vreau să scap de lucrul ăsta. Și cum, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dragii mei, a refuza binele implică acceptarea răului. A refuza să purtăm chipul lui Dumnezeu, care ne va da stăpânire asupra ființei noastre și asupra lumii în care trăim noi, a refuza lucrul acesta, nu rămâne o acțiune fără urmări, ci înseamnă simultan și la aceeași proporție acceptarea chipului celălalt. Iisus a spus unor oameni, voi aveți de tată pe diavol.
Adică de unde spun lucrul ăsta? După chipul pe care îl poartă. Dar nu trebuie să rămână cineva în starea aceasta. Nu. După cum am purtat chipul celui din tâi, spune epistola, tot așa suntem chemați acum să purtăm chipul lui Hristos, până când Hristos va lua chip în voi. Suntem la distanță de o hotărâre, de această cea mai însemnată realizare a vieții și ființei noastre. Adesea suntem deraiați de la obiectivul acesta prin faptul că ne lăsăm implicați în niște lucruri aparent bune, dar nu întrebăm, este aceasta chemarea mea? Am dreptul să refuz un astfel de lucru? Da, dar e un lucru bun. Este un lucru bun, dar întrebarea este, sunt eu chemat pentru acest lucru bun? Doi frați se ceartă, cum se întâmplă pe la biserică, și erau din biserică amândoi. Și spune, și vin la Iisus, Doamne, spune tu dreptate. Azi că știți voi în sufletul vostru care e dreptatea, știți voi când mințiți, când furați, nu e voie să vă spună nimeni. Cugetul vostru v-a spus de mult cum stau lucrurile, dar vreau să vă spun ceva, spune Mântuitorul în Luca 12:14. Omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Deci el nu. În schimb, nu se retrage de acolo fără să împlinească lucrarea lui. Se ocupă de sufletul lor, că el știe că de acolo vine problema aceasta. El nu taie frunzele, el lucrează la rădăcine și le spune, păziți-vă de orice fel de lăcomie. Lăcomia v-a adus în conflictul acesta. Nu încercați să rezolvați conflictul acesta, încercați să rezolvați lăcomia. Mergeți la doctorul acela care poate să vindece lăcomia, care el însuși s-a dezbrăcat de tot ce avea. N-a avut niciun fel de lăcomie. Și nimeni dintre voi, spune Petru în 4:15, în epistolă, să nu sufere ca un criminal. Wow! Să fie acuzat de crimă. Păi eu am văzut pe cineva care a lovit cu motocicleta din greșeală. Greșeala a fost a pietonului. A lovit pietonul acesta care a ieșit în stradă cu vrej de dovleac pe cap și nu vedea unde merge și a intrat direct în motocicleta lui și a murit pe loc. Și atunci l-am văzut pe omul acesta, când am trecut prin locul acela galben, cum este ceara. Nu comisese o crimă. Era un accident, dar asta înseamnă. Aici spune nimeni să nu sufere ca ucigaș, ca hoț, ca făcător de rele, sau. Sau înseamnă de aceea, egal în important, ca unul care se amestecă în treburile altuia. Discerne lucrurile acestea și exercită dreptul tău de a refuza. Vă mulțumesc, nu cunosc cazul, nu am dreptul. Pot să contribui cu o rugăciune, dar nu pot să contribui cu o judecată la acest capitol. Făcând lucrul acesta, pe de o parte exercităm dreptul nostru de a refuza, pe de altă parte exercităm controlul asupra situației. Nu situația ne controlează pe noi, ci noi suntem făcuți liberi să stăpânim atât ființa noastră, cât și situația aceasta. Știți ce înseamnă un om care nu are control asupra vieții lui? Cine dintre noi ar vrea să meargă într-o mașină cu 200 la oră, fără frâne, fără volan, nu are direcție, nu are oprire, nu are... Cine ar vrea să facă așa ceva? Este un coșciuc zburător care se va sfărâma cu conținutul lui cât de repede. N-ar vrea nimeni să... Dar care e diferența când noi avem o astfel de viață, când corpul nostru, ființa noastră, ne duce cu viteza aceasta, fără control, într-o direcție sau în alta. Omul care nu este stăpân pe sine, spune Proverbe 25-28, este ca o cetate dărâmată, surpată, fără ziduri. Ori de când vom citi în Biblie acum despre rezidirea cetății, rezidirea zidurilor, fabricăm lucrul acesta la ruinele ființei noastre. Știți în ce privință am fost noi ruinați printr-o hotărâre greșită pe care am luat-o. Bun, să rezidim ruinele acestea. Este un privilegiu pe care ne-l dă Dumnezeu. Știți unde este zidul dărâmat în viața noastră? Pe unde poate să intre vrăjmașul? Îți zice o vorbă și te-ai aprins. Înseamnă că zidul e dărâmat. El intră, iese pe acolo sau îți arată o poză sau îți oferă ceva și din clipa acela e călcâiul lui Ahile pentru tine. Dar Ahile avea doar călcâiul, însă unii oameni au mult mai multe puncte vulnerabile. Ochii sau mâinile sau glandele sau sunt multe puncte vulnerabile. De aceea suntem chemați la rezidirea
cetății vieții noastre și la permanenta întreținere a zidului din jurul cetății. Oriunde a apărut această spărtură, imediat strigăm la Dumnezeu și refacem zidurile. Pentru că mii veacului acestui a spus Iisus, au înțeles bine importanța acestui control de sine, a stăpânirii de sine. Îl observați pe Haman în Estera 5, cum pe de o parte s-a umplut de mânie, iar pe de altă parte, spune versetul 10, a știut să se stăpânească. Și fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu și de la acest caz, și de la altele, și din natură, du-te și învață de la natură, învățăm dreptatea și adevărul acestor cuvinte pe care le-a spus Dumnezeu. Așa cum spuneam, ispita vine din lăuntru. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc, dar nu în ochii lui Daniel. Daniel a spus, ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale, ele vin la pachet cu lucruri care nu trebuie să fie niciodată în viața. Nu întrebuiește așa ceva. Dreptul de a refuza exercită Daniel și după aceea exercită dreptul de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor. Dacă se vor coborî în ei înșiși, spune 1 Regi, capitolul 8, aceasta înseamnă coborârea în conștiință. Și acolo confruntarea cu adevăratul motiv pentru care accepți sau refuzi un anume lucru. Dacă se vor coborî în ei înșiși și în momentul când ești înclinat să refuzi sau ești înclinat să primești, trebuie să te cobori în tine însuți de mână cu Dumnezeu. Ați auzit pe profesorul Dănăilă ce a spus? Marele neurochirurg a zis, în creierul omului nu se poate intra decât de mână cu Dumnezeu. Asta face ginerele meu. Bun, acum este și mai înalt, și mai grav. În sufletul tău, tu nu te poți coborî decât cu Dumnezeu de mână. Asigură-te de lucrul acesta întâi. Pavel ne spune aceasta în Roman 9:1, zice, eu mă cobor în cugetul meu, dar nu singur. Cugetul meu este luminat de Duhul Sfânt. Și El este acela care îmi este marcă. Și atunci acolo vei descoperi că primești sau refuzi un lucru fie de drag, fie de frică, fie de lene, fie de răutate, fie din credincioșie, fie din respect, fie din cauza imaginii pe care o ai sau a reputației, cu gândul cel bun, cu gândul cel rău, dacă te vei coborî în tine însuți de mână cu Duhul Sfânt care luminează cugetul, vei vedea aceste lucruri și în funcție de ceea ce vei vedea, vei hotărâ. Și noi vom deveni fie robii păcatului, cum a spus Iisus, cine trăiește în păcat este rob al păcatului și nenorocirea este că robul nu va rămâne în casă, va pleca. Iar cine este eliberat, este eliberat de fiul, fiul vă face liber și vă face liber cu adevărat. Care este partea noastră? Resubliniez, tu ești mâna dreaptă de ajutor al lui Dumnezeu pentru planul lui cu tine. Tu ești primul om al lui Dumnezeu, ești vicepreședintele lui Dumnezeu în ce privește planul pe care îl are El cu viața ta. Ești primul ofițer, ești primul care răspunzi, ești mâna dreaptă de ajutor când lucrăm pentru tine. Dacă tu nu cooperezi cu Dumnezeu, din clipa aceasta planul lui Dumnezeu, așa cum a spus Evanghelia, fariseii au zădărnicit, au nimicit, au distrus planul lui Dumnezeu cu ei, refuzând cooperarea. N-au cooperat. Tu ești mâna dreaptă a lui Dumnezeu pentru împlinirea planului lui cu viața ta. Așadar, trebuie să urmărești lucrul acesta pentru că el are urmări foarte serioase, atât prezente cât și viitoare, atât temporare cât și veșnice. Pavel spune așa, eu țin trupul meu în stăpânire, sub control. În orice privință, cuvintele mele, privirile mele, gândurile mele, simțămintele pe care le am, ce cultiv, imaginația mea, acțiunea mea, toate acestea mă port aspru, adică atent, foarte atent înseamnă lucrul acesta, mă port atent. Nu cred că ai putea să dormi liniștit sau nu dormi la fel când ai în cameră împreună cu tine pe cel care te iubește și e în stare să își dea viața pentru tine, nu este dragoste mai mare.
Sau când ai în aceeași cameră un ucigaș, un vrăjmaș căruia e sete de sângele tău, nu cred că dorm la fel. Nimeni nu poate să doarmă la fel. De aceea, în ființa noastră avem una sau alta. Avem fie un prieten, fie un vrăjmaș. Mă port atent, foarte atent cu mine însumi, mă observ, caut să înțeleg, mă cobor în mine însumi, îmi înțeleg intențiile, gândurile, pornirile, de ce fac lucrul acesta, dar nu fac aceasta în sensul psihologiei americane, toată ziua preocupată cu euul, cu creierul, cu cea, cu una, cu alta, lipsită de lumina Duhului Sfânt, cugetul luminat de Duhul Sfânt. Aici, acolo se produce adevărul și acolo avem acces la el. Ființa ta este aceea care se găsește la bifurcația aceasta a vieții. Și poate fi una sau poate fi alta. Ați observat și probabil că ați citit mult mai mult decât aș putea spune eu cu privire la efectul placebo, la această impresie, puterea impresiei până la anestezica, analgezica era păchioară și omul a trăit experiența reală, bazată nu pe un medicament, ci pe ideea lui despre medicamentul pe care l-a luat. Lucrul ăsta se întâmplă și în domeniul duhovnicesc. De aceea ne trebuie să confundăm niciodată senzația sau impresia sau părerea cu adevărul așa cum este el în Hristos Iisus. De aceea trebuie să ne coborâm în sufletul nostru de mână cu Duhul Sfânt și cugetul să ne fie luminat de el. Simți că ai vrea să mănânci, dar de fapt stomacul țipă după odihnă și ai senzația aceasta. Cineva mi-a spus că s-a lăsat de mult timp de băutură, dar odată i-a ars gâtul, a simțit că ia foc dacă nu bea și îi se părea că are nevoie să bea și trebuie să bea. În realitate, ficatul lui striga să nu faci așa ceva. Dar senzația lui era aceasta. A trecut momentul acela și după aceea, mi-a spus ce mi s-a deschis ochii, am priceput că, de fapt, altul era apelul ficatului meu și al ființei mele, nu după a bea, ci după a ține departe așa ceva. Nu vorbi și nu acționa după senzație, și intră în dialog cu cugetul tău luminat de Duhul Sfânt. Ați observat că Esau simțea că moare de foame. Serios, domnule, un sportiv ca tine, care urci pe munți, care poți să stai zile întregi, să înduri, să vești un militar instruit nemaipomenit, chiar așa mor de foame. O zi, și a ce-mi folosește când mor? Să mor, frate. Dacă și-ar fi îndreptat ochii spre Dumnezeu și ar fi murit de râs, nu de foame, și-ar fi dat seama că este o capcană. Dar el a urmat senzația aceasta. Am participat în București la un trist funeral, un deces teribil, o mamă tânără s-a sinucis, pe baza gândurilor ei, cu privire la copilul ei care era internat în spital, dar asigură că va muri, așa gândea ea și s-a murit înainte de el și copilul nu a murit, este până ziua de astăzi un domn sănătos și slujitor al lui Dumnezeu. Dar ea pe baza acestor gânduri. Gândul creează realitate pentru noi. Unii oameni au murit în vis, în diverse situații în care au fost, datorită unor frământări sau chinuri sufletești prin care au trecut. Lucrurile acestea creează realitate. De aceea, prezența lui Dumnezeu nu trebuie să fie ocazie sau întâmplătoare în mintea noastră și în conștiința noastră, ci trebuie să fie o prezență. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Orice gând, orice senzație, orice plăcere, orice, le luăm captive și le facem rob. Orice gând îl luăm captiv și îl facem rob ascultării de Hristos. Aș dori să subliniez importanța dreptului de a refuza, ai dreptul acesta, de a refuza răul și ai dreptul de a nu refuza binele, ai dreptul acesta de la Dumnezeu și deasupra tuturor ai dreptul de a deveni copil al lui Dumnezeu prin primire, prin primirea ofertei lui Dumnezeu. Voi ilustra acest lucru. A fost un celebru evanghelist, Halvorsen se numește, în numele dumnealui, acum se odihnește,
este fiul dumnealui, are darul tatălui, va avea o evangelizare mare în Atlanta toamna viitoare. Și dumnealui a fost la Loma Linda, o ocazie, tatăl Halvorsen. Și ne-a spus că făcea parte dintr-un gang în New York, care avea o ocupație extrem de ciudată. Furau mașini de poliție și făceau acest fel de urmăriri groaznice printre alte mașini, de riscuri ce de neimaginat. Uneori vedem în filme lucruri care de fapt se întâmplă și în realitate. Și mai nou descoperiseră că e bine să fure două mașini de poliție și unul se făcea că le alergă pe celălalt și crea un spectacol teribil. A doua zi era pe televiziuni, pe ziare, și au hotărât în seara aceea să fure două mașini de poliție care erau parcate la aceeași oră de către doi ofițeri. Mâncau la același restaurant cumva, erau parcate acolo în față și erau echipați cu toate cele ca să le fure și să înceapă urmărirea aceasta pe străzi. Și erau patru. Au venit cei trei la ușă și l-au sunat, dar el cu o clipă mai lungă sau mai scurtă, înainte a hotărât să exercite dreptul de a refuza. Și când ei au deschis ușa, au spus nu merg. Pentru colegii de gang a fost un șoc, l-au scuipat, au trântit ușa odată de a fost gata să se dărâme și l-au lăsat în casă. Dar știți bine ce spune, unde te-a scuipat boierul, te-a însărutat Dumnezeu. Toți trei au murit în seara aceea, băieții aceștia. Singurul supraviețuitor din gang a fost el care a exercitat dreptul de a refuza. În încheiere, te întreabă cuvântul lui Dumnezeu, ne întreabă pe toți și va întreba și pe cei care ne vor urmări cândva online. Vrei să te faci sănătos în privința aceasta? Vrei să te faci sănătos? E adevărat, sănătatea este o ofertă a lui Dumnezeu. De unde știm aceasta? Pentru că există acest vrei. Vrei să te faci sănătos. Dacă vei răspunde, Doamne, da, dar n-am pe nimeni. Ba da, ai pe cineva, pe cine este cel care te întreabă lucrul acesta, vrei să te faci sănătos? Ai pe cineva. Uite aici, sunt chiar lângă tine. Veți cunoaște adevărul cu amare și adevărul tot cu amare vă va face slobos, liberi. Dacă Fiul, El este adevărul, vă face liberi, veți fi liberi cu adevărat. Așa să ne ajute Dumnezeu să putem primi darul acesta. Amin. Amin. Cred că este potrivit pentru noi să ne plecăm capetele, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a așeza cuvintele acestea în sufletul nostru, în mintea noastră și în acțiunile noastre. Pastore Nicu Butoi, vă invit să vă rugați pentru noi. Da. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru deschiderea sufletului tău, deschiderea brațelor tale. Îți mulțumim, Doamne, pentru ceea ce ne oferi în clipa aceasta. Dar noi suntem prea mici pentru o ofertă așa de mare. Personal, mărturisesc că nu înțeleg decât nimic din ce înseamnă cuvântul acesta, nu mai mult decât înțelege un copil de la părinți. Te rugăm în numele Domnului Iisus ca Tu însuți, Doamne, să semeni această sămânță în sufletul nostru, Tu însuți să o uzi și Tu să faci să rodească atât în ființa noastră cât și în jurul nostru. Amin. Îți mulțumim că suntem născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Amin. Dar, Doamne, ca nu cumva ea să rămână inactivă și neîmplinită în viața și ființa noastră, ducându-ne la capăt, cum ai spus, lucrarea ta în noi, prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Cât de profund este mesajul acesta de a lăsa pe Hristos să ne schimbe viața. Da. Schimbarea aceasta să vină din interiorul nostru, din ceea ce suntem noi, poate din dorințele noastre, din patimile noastre, acestea să fie cu totul altele, să fim oameni noi, oameni predați lui Hristos. Să nu se facă voia noastră, ci voia Tatălui. Parafrazându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos în grădina Ghetsemanii.
Vreau să spun ceva aici. Corti, vreau să spun două cuvinte aici. Voia mea și voia ta. Planul lui Dumnezeu, acesta e numai începutul călătoriei noastre cu voia mea și voia ta. Dar destinația călătoriei este voia mea să fie voia ta și voia ta să fie voia mea. Exact cum au spus anticii, alimentul tău să fie medicamentul tău și medicamentul tău să fie alimentul tău. Tot la fel ne îndreptăm spre această identificare a voinței noastre. Este o carte frumoasă pe care o recomand, Hristos Lumina Lumii se numește cartea aceasta și are un pasaj de neimaginat în ea. Anume că umblarea noastră cu Dumnezeu devine atât de apropiată încât la un moment dat gândurile noastre sunt gândul lui Dumnezeu. Este, intervine această identificare. Aceasta înseamnă a fi în Hristos. E este o ofertă. O ofertă, așa cum am mărturisit și în rugăciune, puțin înțeleasă de noi, dar care trebuie primită pe baza celui care o oferă. Uite, am încredere în tine care mi ofer lucrul ăsta. Nu știu cum se folosește mașina asta, ce o fi, dar dacă tu îmi dai lucrul ăsta, îmi dau seama că... Da. Avem întrebări din partea prietenilor noștri, din partea membrilor familiei noastre, așa cum spuneam. Și o să începem deja să le dăm glas. Așteptăm cu nerăbdare răspunsurile inspirate de Duhul Sfânt. Vă invit să scrieți mai departe în minutele următoare întrebările pentru a le adresa pastorului Nicu Butoi. Prima întrebare zice așa, venită din partea lui Abel. Cum am putea să scăpăm de obsesia overthinking-ului și de urmările acestuia? Oare cunoaște diavolul sau cel puțin poate ghici ceea ce gândește un om și ceea ce se petrece înăuntrul unui om? Eu continui să le citesc și apoi revin la ele. Cum poți face legătura cu Dumnezeu chiar dacă nu simți? Ok, să luăm lucrul acesta pe rând. Vreau să spun că eu am o corespondență heavy, aș spune în engleză, cu diverse persoane în lume. Și nota din viitorul comun acesta este o obsesivă preocupare cu sine, overthinking, foarte frumos asta, supragândire. Problema nu este overthinking, ci problema este cine constituie centrul gândirii noastre. Aici, în America, este uluitor de rădăcinată idolatria aceasta a eu-ului. Au fost două mari curente. Unul a fost self-esteem, în care a fost ridicat eu-ul la rang de Dumnezeu și omul a ajuns să se închine sie însuși. Și al doilea, cel care este acum pe piață, e foarte fierbinte, a fi tu însuți. Și tocmai am avut o întâlnire la o biserică de limbă engleză din Atlanta, se numește All Nations Seventh-day Adventist Church. Am și cred pe online acolo prezentarea. Și prezentarea a avut titlul The Holy and the Unholy Habit of Being Yourself. Obiceiul sfânt și obiceiul nesfânt de a fi tu însuți. Aceste două mari curente filozofice au impactat și influențat din greu lumea în care trăim. Ambele sunt izvorâte dintr-un adevăr, dar au fost duse la paroxism, la extrem și au fost transformate în idol. Da, trebuie să ai respect față de tine în lumina cuvântului lui Dumnezeu și cugetul luminat de Duhul Sfânt. Da, trebuie să fii tu însuți în transparența ta față de Dumnezeu, dar nu trebuie să faci din tine însuți măsura lucrurilor. Aici este marea problemă. Și doar o permanentă preocupare cu divinul, cum a spus Tozer, îl mai aduc aminte de câteva ori că după aceea aș vrea să se repete în mintea noastră, o permanentă preocupare cu prezența lui Dumnezeu, doar acest lucru poate să balanceze gândirea noastră. Sunt extreme. Unul zice că se gândește numai la Dumnezeu, dar de fapt nu. Și altul se gândește numai la sine, dar de fapt se închină. Doar prezența lui Dumnezeu poate aduce acest echilibru. Al doilea lucru despre care ați întrebat, de cum trebuie să discern prezența, dacă vine gândul de la diavol sau dacă vine de la Dumnezeu. Nu e treaba ta aceasta. Are cine să facă lucrul acesta și îl va face. Tu ai o singură chemare.
să te uiți ținta la căpetenia și desăvârșirea credinței tale și să-l lași tu pe el să se ocupe de cel care te caută. Și atunci răspunsul va fi cu totul și cu totul alta. Niciodată omul nu a fost chemat la o confruntare cu diavolul. Nu. Dimpotrivă. Împotriviți-vă lui tari în credința în Dumnezeu. Deci luptăm pe un alt front, noi luptăm pe frontul credinței. Cum a zis Elisei, fiul lui Ahab, pe tine nici nu te-aș băga în seamă dacă aici este Iosafat. Cam atât pentru lucrurile acestea. Sper că am deschis un pic de orizont de gândire supra acestor teme. Sunt uriașe. Nu te aud. Da, iertați-vă. Ziceam care frământă foarte mult sufletul și mintea, într-adevăr. Sunt întrebări existențiale, cum le Totdeauna am pus această întrebare, am trimis înapoi, înainte de a intra în tratarea diverselor situații. Am trimis înapoi întrebarea aceasta. Cine este, care e punctul cel mai important în raționamentul tău pe care l-ai spus aici? Și mi-a răspuns înapoi eu. Eu sunt gata, zic că mă bucur că dacă ai văzut treaba asta, de aici putem să pornim. Corect. Cum poți face legătura cu Dumnezeu dacă nu simți lucrul ăsta? Noi nu suntem chemați să facem legătura cu Dumnezeu. El face legătura cu noi. Este o parte din ceea ce numim noi inițiativa lui Dumnezeu. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Aceasta e inițiativa lui Dumnezeu. El este cel care ne caută, El este cel care ne cheamă. Noi suntem reverberate, noi suntem vibrația care... ecoul, practic, al chemării lui Dumnezeu. Legătura este stabilită deja, dar uite, tu adineori vorbeai, dar nu aveai microfon. Deci nu, legătura este stabilită, dar trebuie să dai de butonul acesta, adică doar să primești în suflet lucrul acesta. E stabilită legătura. Corect. Următoarea întrebare vine de la doamna Lavorica, ne întreabă ce înseamnă a fi sfânt. Yeah. Este un singur, e o singură definire, aș spune, a acestui termen. Noi nu putem și noi nu suntem sfinți și nu putem să fim sfinți în sine. Așa ceva nu există, om sfânt în sine. Cuvântul acesta este aplicat omului în Hristos. Când suntem în Hristos, atunci ceea ce s-a spus despre El... M-a luat soția de la aeroport cu fiica într-o zi și mi-a spus că am ascultat o predică nemaipomenită, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și zic, cine a ținut-o? Mi-a spus cine a ținut-o și zic că a căzut în pangra deschis gura. Cum îți permiți să spui așa ceva când nici n-a ascultat predica și nici nu știi să acasă imediat să asculti și să iei după aia să-mi spui despre ce este. Zic, îți spun de acum ce a spus. El v-a spus să vă periați mai tare, să vă frecați mai tare, să puneți detergent mai puternic, mai otrăvitor. Și fiica mea se întoarce spre soția, zice, mamă, recunoaște că asta a fost. Și am recunoscut că asta a fost și am spus, tema e foarte bună, e binecuvântată, dar rezolvarea este alta. Rezolvarea este cine mă va izbăvi. El ne poartă în carul lui de biruință. Când suntem în carul lui de biruință, atunci putem să pronunțăm în dreptul vieții noastre. Sunt în Hristos. Noi stăm înaintea lui Dumnezeu, nu în sine. Stăm în credința Domnului nostru Iisus Hristos. Noi iubim pe Dumnezeu cu dragostea Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu ne iubește pe noi cum a iubit pe Fiul, pentru că noi suntem în Fiul. Și când El și-a dat viața, așa cum e folosită această ilustrație cutremurătoare, cum în Adam era întreaga specie umană, tot la fel în Hristos este întreaga specie hristică, El a urcat la cruce cu noi toți în sine. Deci e un foarte tulburător de frumos și bun subiect. Așa să ne ajute Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu, așa este. Următoarea întrebare vine de la Elena. Și spune așa, ați vorbit de judecata dintre doi frați. Este păcat să mergi la tribunal cu un membru din biserică ce nu își asumă cheltuielile care au urmat din pricina neglijenței lui prin punerea în pericol a unei vieți? Spun că nu este păcat, dar nu este nici necesar. Există ceva superior la treaba aceasta.
mi s-a așezat pe umăr o datorie foarte grea pe care n-am făcut-o niciodată, prin abuz. Și aveam două șanse, puteam să-mi fac dreptate imediat, în câteva momente, nu cerea decât o chestiune lucrul acesta. N-am făcut treaba aceasta. Ci în Biblie scrie, cine vrea să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Asta este judecata superioară. Nu, firea noastră zice că e prostie, nebunie, du-te mai de aici, nu merge în felul ăsta. Vreau să vă spun că am plătit o datorie care nu mi-a aparținut, după cum și scrie, Psalm zice, mă întreabă de lucruri care nu știu. Le vorbesc în dreptul meu. Astfel că supere mai bine paguba. Asta este o dreptate superioară. Ne învață Evanghelia lucrul acesta. Eu nu am suport în privința aceasta, nici între oameni, nici la mine acasă. Nu prea am suport la capitolul ăsta, dar am suport în Scriptură și pentru mine e de ajuns. Vreau să spun așa, într-o mică paranteză, dacă este pe linie acum, îl rog să asculte cu atenție și să dea din cap în fața lui Dumnezeu, nu la oamenilor, că nu o să-l vedeți voi dacă este pe linie acum. E posibil să fie. Un iubit prieten pe care l-am întâlnit cu totul întâmplător în aeroport, ducându-mă, n-am știut că este acolo. Și ne-am salutat, am văzut culoarea lui schimbată, ce se întâmplă, ești bolnav, suferi de ceva. Și el mi-a spus, da, uite, sunt în conflict cu cineva care i-am făcut o lucrare și refuză să-mi dea o sumă de bani, destul de mică sau mare, depinde de oameni, de cine era la mijloc. Și de ce mă înveți? Nu am nimic să te învăț, dar știu pe cineva care te poate învăța ceva. Și uite, vreau să mergem până la el și el zice așa, dacă ți-a luat 20.000, dă-i înapoi 90.000. Mai fă-i de alți 20.000 lucru și nu-i cere bani și spune-i bucură-te și dacă ai nevoie de ajutor, îți mai dau. Ce pot? Cât se poate? Nu o să las copiii mei nemâncați acum și să aduc aici. Dar dacă pot, cu mare plăcere. Și iarăși s-a schimbat culoarea în cenușiu acum de o furie ce nu am văzut. El mi-a declarat ulterior, ziceam, eram gata de omor în momentul ăla când am auzit ce îmi spui, cum adică, deci n-ajunge treaba aceasta. Finalul a fost ruinarea lui totală. Deci a fost o pierdere teribilă de la straturile cele mai înalte ale economiei, a căzut în cele de bază. Și l-am întâlnit pe mai mult timp și mi-a spus această vorbă. Zice, oh, dacă m-ar mai pune Dumnezeu încă o dată acum și mi-ar mai spune, dă-i dublu ce ți-a luat, ce ușor ar fi fost, ce simplu. Era o scurtătură de neimaginat. Eu știu că lucrările acestea duhovnicești par nebunie pentru noi. Dar aceasta se întâmplă fiindcă nu-L credem pe cuvânt pe Dumnezeu. Zice, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Am eu grijă cum face Dumnezeu dreptate ca să scape și victima și agresorul. Noi nu știm această justiție înaltă a lui Dumnezeu. Dar sfătuiește-te cu Dumnezeu și cu oameni înțelepți și de bine și vezi ce ai de făcut în această privință. Dar nu uita textul lui Pavel din Corinteni 13, vă voi arăta o cale nespus mai bună. Mulțumesc frumos pentru acest răspuns profund și cred că am putut să extragem o învățătură sănătoasă pentru felul în care trebuie să gestionăm relațiile dintre noi. Domnul Iisus a păcătuit vreodată? Scrie Biblia de întrebările nebune și nefolositoare să te ferești. Scuze-mă, nu vreau să spun lucrul acesta. Trebuie să mă gândesc bine cum formulez aceasta. Nu a existat nimeni vreodată care să poartă asupra lui un păcat de proporțiile celui pe care l-a purtat Iisus. Noi fiecare purtăm păcatul nostru asupra noastră. El a purtat păcatele noastre ale tuturor dintotdeauna și de pretutindeni. Nu pricepem noi ce asta. Astea sunt vorbe goale pentru mintea noastră că nu înțelegem această proporție. Dar ea a fost de așa natură încât în grădina Ghețimani a ieșit sânge prin porii lui sub apăsarea acestui lucru. Dar lucrul ăsta, care era purtarea păcatului, era în sine cea mai înaltă formă a sfințeniei de trei ori sfânt a lui Dumnezeu. Pentru că nu este dragoste mai mare decât să poarte cineva suferința sau păcatul aproape lui său și până acolo încât să-și dea viața pentru prietenii lui.
Subliniați acest penultim cuvânt, prietenii, fiindcă cine nu este prieten cu Dumnezeu nu vede valoarea jertfei Domnului Iisus. Îi se pare o poveste, o nebunie, cum se pare la greci, grecilor și așa mai departe. Dar pentru acela care este prieten cu Iisus, el își dă seama că Iisus și-a dat viața pentru prieteni. E pentru lumea întreagă, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. E pentru toată lumea, dar numai prietenii văd valoarea și înțeleg rostul și sensul acestei jertfe. Mulțumesc pentru perspectiva asta asupra întrebării adresate de cel care ne-a scris-o. Gabi zice așa, cum pot să-mi eliberez mintea de grijile pe care le am? Pentru că, din păcate, uneori pasiunea pe care o am pentru cuvânt este umbrită. De multe ori am o stare de tristețe, nu mereu am curaj în viața de zi cu zi. În schimb, când aud sau predic din cuvânt, mă simt ca nou și mă luminez. Dar în viața cotidiană, mai mereu sunt abătut. Vezi același simptom și același sindrom. Să mă eliberez. Nu se poate elibera nimeni. Am o veste neagră pentru firea noastră pământească. Nu te poți elibera și nu se poate elibera nimeni, absolut nimeni. Dar oricine poate fi eliberat, poate fi eliberat. Dacă Fiul vă face liber, noi ca oameni ne putem face liberi. Sunt procedee psihologice, chiar medicamente. Unii evadează în droguri, în desfrâuri, în filme, în treburi ca să ignore realitatea și chiar au recomandări pe seama asta din partea unor anumiți specialiști. Însă acestea nu produc decât o senzație de moment, fiindcă imediat robia aceasta revine. Pe când eliberarea pe care o dă Mântuitorul, spunându-ne dacă Fiul vă face liberi, asta e adevărată libertate. Deci nu te preocupa cu preocupările tale, ci, așa cum scrie Scriptura, să privim ca într-o oglindă slava Domnului și în timpul acesta se produce eliberarea ta. Nici nu știi cum, noi am trecut prin operație, dar ce ori și făcut ei acolo, Domnul știe. Eu am trecut pe la ceva, pe la inimă și mi-a arătat filmul după aceea pe televizor, tot filmul, tot ce era acolo. Îmi venea să sar, să fug după masa de operație, nu puteam să cred ce vedeam. Nu înțelegem ce face Dumnezeu. Ca Nicodem vrea să priceapă mecanica. Cum se întâmplă asta cu naștere din nou, cu treburi din astea, cu eliberarea minții? Și Domnul i-a spus, stai cu mintea acolo că nu pricep despre ce este vorba, dar zice, tu vei vedea efectul. Atâta. Vântul bate și tu nu-l vezi, dar vezi că se mișcă vârful copacilor, îți dai seama că bate vântul. Bine, și la fel este în viața și ființa noastră. Prieten drag, bucură-te de eliberarea pe care ți-o oferă Dumnezeu și nu ezita să o primești. Vă mulțumesc. Vă reamintesc că așteptăm întrebările dumneavoastră. Avem o serie de întrebări. Mai avem aproximativ 9 minute pentru următoarele întrebări cărora le vom răspunde. Dacă mai aveți dileme, vă rugăm să ni le scrieți, fie că folosiți WhatsApp-ul, fie că le scrieți pe chat-ul acesta de pe Zoom. Orice fel de întrebare va ajunge la noi. De asemenea, dacă aveți motive pentru care doriți să ne rugăm, spuneți-ne lucrul acesta pentru că dorim să mijlocim. Avem câteva primite până în momentul de față. Este vorba de 4 persoane care ne-au scris: Florin, Mariana, Lavorica și Aleona. Ne-au rugat să mijlocim pentru dumnealor. Pot să-și amintesc anumite motive. Ne spune Florin, rugați-vă pentru cei din penitenciare. Sau Mariana spune, doresc să-i mulțumim Domnului pentru că a îngăduit să aducă în familia noastră pe cei doi micuți, Aria și Aian. De asemenea, vă rog să mijlociți pentru ca să încheie legământ prin botez în numele Domnului Hristos, Răzvan. Așa că avem nevoie să mijlocim pentru, sau suntem chemați să mijlocim pentru Răzvan și de asemenea pentru cei încercați în urma cutremurului din Turcia și Siria. Da, ne-a zguduit această veste. Apropo de lucrul acesta, domnule pastor, cum vedeți o astfel de tragedie în lumina profeției, dacă puteți să ne explicați puțin, evenimentul acesta?
Da, dacă vom respecta Scriptura, vom observa că sunt oameni care pun războaie, vești de războaie, negru, tremure, molime, uite semnele venirii Domnului. Oamenii aceștia pot fi oameni sincer, curați la suflet, dar n-au citit textul care spune dar sfârșitul nu va fi atunci, adică nu e semn al sfârșitului. Mai departe spune Domnul, Evanghelia Împărăției se va predica în toată lumea, atunci acesta este semnul. Ce este cu tremurul acesta? Acesta este un semn vizibil al faptului că nu a rămas domeniu al vieții sau al existenței Pământului care nu a fost impactat de păcat. Dezechilibrul care s-a produs și se produce în natură, în diverse domenii, toate acestea sunt urmarea păcatului. Nu are rost să intrăm prea departe, dar știți acea parabolă, acea ilustrație că un fluture bate din aripi și undeva se produce o puternică furtună. Datorită conexiunii dintre diversele elemente și interacții și așa mai departe, adică este strigă la Dumnezeu cazul pământului nostru, strigă la Dumnezeu, stăpâne, Doamne, pune capăt acestor lucruri. Și cu adevărat Domnul a promis că va face aceasta la timpul lui Dumnezeu și pe căile lui Dumnezeu. Dar ceea ce vedem este urmare a unui cumplit dezechilibru în natură. Mergem mai departe. Mă veți întreba poate de ce trebuie să sufere oamenii. Nu, revin spunând, atât animale cât oameni, cât orice, toate lucrurile sunt legate între ele. Și cum spune Biblia, când suferă un mădular, suferă tot corpul. Când suferă un organ, tot corpul suferă. La fel se întâmplă aici. Mii de morți. Vă mai propun să luăm două întrebări pentru ocazia aceasta, urmând ca celelalte să le lăsăm la începutul prelegerii de mâine seară și de asemenea în partea a doua tot mâine seară. Mâine seară va fi penultima noastră întâlnire, joi urmând să fie cea din urmă întâlnire pe care o vom avea în cadrul acestui demers de studiu al Cuvântului lui Dumnezeu și de apropiere de Mântuitorul Iisus Hristos. Trece timpul foarte, foarte repede, dar ce să facem? Astea sunt condițiile pe care le avem. Laudă lui Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a dat să ne umplem inima de mesajul Său. Cum putem găsi confesiunea adevărată? Există o singură confesiune adevărată și ea se numește credința Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta e singura confesiune adevărată. Celelalte sunt în parte. Oricare confesiune despre oricare am vorbit, sunt în parte. Cunosc în parte, prorocesc, prorocia e colaborare cu Dumnezeu în parte. Când va veni ce e desăvârșit, atunci acest în parte se va sfârși. Credința Domnului nostru Iisus Hristos. Pe aceasta am recomandat-o copiilor mei și sunt cuminți și buni până în ziua de astăzi și vor fi și nepoților la fel și oamenilor din biserică și oriunde am fost pe pământ, această credință o recomand tuturor. M-a întrebat nu de mult cineva cu dispreț, dacă să nu zic pe românește, cu scârbă, și ce crezi dumneata despre Dumnezeu, domne? Cine ești tu, băi, să vorbești de Dumnezeu? Sau în felul ăsta, așa a sunat întrebarea. Domne, eu nu cred nimic despre Dumnezeu pentru că nu l-am văzut și nu pot să spun nimic. Dar în același timp eu cred despre Dumnezeu tot ce a crezut Domnul meu Iisus Hristos. Și zic, el l-a văzut pe Dumnezeu, numai Fiul cunoaște pe Tatăl, nimeni nu cunoaște pe Tatăl de plin afară de Fiul, nimeni nu cunoaște pe Fiul afară de Tatăl. Și zic eu, credința mea în Dumnezeu este credința Domnului nostru Iisus Hristos. Când El mi-a spus că Dumnezeu este bun și Tatăl însuși vă iubește și Tatăl vă dă cu plăcere împărăția și Tatăl vă dă împărăția, l-am crezut pe cuvânt. Și El ne-a spus, zice, pentru că m-ați crezut, ați căpătat iubirea de Dumnezeu și ați primit iubirea lui Dumnezeu. Deci aceasta ar fi recomandarea când cercetăm Scriptura, când ne rugăm, Doamne Iisuse, ajută-mă să am credința Ta. Și ultima întrebare pe care vă voi adresa în seara asta,
Sună așa, de ce trebuie să ne rugăm în numele Domnului Isus? Este un capitol mare, dar o mică deschidere, că avem doar 2 minute. O mică Așa. Deschidere. A te ruga în numele lui Isus înseamnă a primi viața lui Isus în viața ta. Altfel n-ai dreptul să te rogi în acest nume, adică te poți ruga, nu te va regula. Fiii lui ceva au zis în numele lui Isus pe care îl predică Pavel și i-a bătut diavolul, i-a lăsat lați jos. Că Isus nu era în viața lor, ci în viața lui Pavel, în altă viață. A te ruga în numele Domnului Isus este expresia primirii lui în viață. A zice Doamne, Doamne și a refuza viața lui, aceasta înseamnă altceva. Iisus întreabă de ce faci lucrul ăsta, știi că Dumnezeu știe aceasta. Deci în numele Domnului Iisus nu înseamnă vorbă repetată. În numele Domnului Iisus, aceasta este ușurătate. În numele Domnului Iisus are putere și, cum spune acolo, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat în gura ta. Acest în numele Domnului Iisus va fi și este adevărat în gura noastră în măsura în care am primit viața lui Iisus în viața noastră. Las deschis această temă. Ne oprim aici cu întrebările. Mai sunt întrebări venite din partea celor care au fost cu noi în seara asta și mulțumesc din toată inima celor care au rămas până în momentul de față.